Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Domnilor, bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul. Sunt Delia Duca Iliescu. Nu uitați, puteți urmări emisiunea în fiecare sâmbătă de la 10:30 sau în reluare duminica la aceeași oră. În zilele de 18 și 19 iunie a avut loc în organizarea clubului Napocensis o dublă manifestare șahistă, Cupa Napocensis 40 și Israel Open Solving Contest, faza pe România, ambele arbitrate de Dinu Ioan Nicula. Concursul de șah rapid a fost câștigat de juniorul ucrainean Rostislav Malinovski, iar cel de dezlegări de către maestrii internaționali Mihnea Costachi și Vlaicu Crișan. S-a încheiat o nouă ediție a turneului FISCA, una dintre cele mai puternice competiții desfășurate pe litoralul Mării Negre. Miercuri s-a încheiat ediția cu numărul 25 a puternicului Festival Internațional de Șah Cap Aurora, desfășurat în perioada 21-29 iunie. Cele 11 turnee din cadrul festivalului FISCA s-au adresat tuturor iubitorilor șahului, de la turneul Piticot, la care au luat parte copii mai mici de 6 ani, până la turneul Marilor Maestri, de la turnee de șah clasic la cele de rapid și blitz, de la nelegitimații la profesioniști. Cu toții au găsit un turneu pe placul lor. De bună organizare s-a ocupat și anul acesta Mariana Ioniță, organizator internațional. Am primit multe e-mail-uri și vă mulțumim tuturor celor care ne trimiteți răspunsuri săptămânal la diagramele propuse. Luna aceasta, cel mai fidel telespectator a fost Liviu Cuteanu și va primi o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Felicitări! Data trecută, invitata noastră, Erica Toculeț, v-a propus această diagramă cu enunțul alb în mută și dămat în două mutări. Observăm că turnul nostru, dacă ar ajunge în D4, ar da mat regelui negru, pentru că în D7 nu putem să-i dăm șah, și deja ne gândim la această mutare turn E4, un sacrificiu de turn, pentru că la capturarea cu nebunul observăm că s-ar deschide coloana C și am putea să jucăm cu dama în C5, unde este apărată de cal și am dat mat. Bineînțeles că după mutarea noastră turn E4, felicitări celor care au găsit-o, negrul se mai poate apăra de amenințarea noastră turn D4 mat, capturând, de exemplu, calul, pentru că după turn E4 nu ar mai da mat în D4 dacă nu ar mai fi acest cal. Negrul ar putea acum să fugă, de exemplu, în E7. Dar vedem ce slăbiciune își creează negrul dacă ne capturează acel cal. Așadar, după turn E4, cu amenințarea turn D4, dacă negrul se apără capturându-ne calul, plecând din acest pion, pierde controlul câmpului E6, unde jucăm înapoi cu turnul, ne întoarcem până pe E6 și de data aceasta este mat, pionul nu mai ne poate captura turnul. Așadar, capturarea calului nu îl ajută. Și așa cum am văzut de când am făcut această mutare turn E4, la orice altă mutare avem turn D4 cu mat, iar la nebunia la E4 avem dama C5 cu mat. Așadar, turn E4 urmat de turn D4 mat la orice mutare aleatorie a negrului sau de aceste două maturi cu turnul în E6 sau dama în C5. Domnilor, domnilor, a venit momentul să-l cunoaștem pe invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre Cosmin Tănasie, în vârstă de 11 ani, actualul campion național la șah blitz, la categoria lui de vârstă,
Bine ai venit, Cosmin, îți mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua! Știu că ai dorit foarte mult să obții această medalie, medalia de aur la campionat național. Unde a avut loc anul acesta? În Eforie Nord? Da. A fost cam... A plouat foarte mult, dar m-am simțit foarte bine alături de colegii mei de la șah. Ai jucat acum 2 ani, parcă, la FISCA, dar anul acesta nu ai mai participat. Adevărat. Păi mai avea cu siguranță ocazia de a juca vara aceasta, știu că și la sfârșitul lunii august sunt turnee la Eforie Nord. Poate vei participa și acolo. Unde te antrenezi acum? În particular cu domnul Cătălin Tâmaciu. Frumos! Și ești parte din Academia de Șah? Da, care se ocupă, se ocupă domnul Alexandru Țetea. Așa este, am văzut că are foarte mulți elevi care au ajuns departe în scurt timp, aș putea spune. În cazul tău, la cât timp au început să apară rezultatele? La câți ani ai început să joci șah? Am început să joc la vârsta de 6 ani. Oh, frumos! Și deja la 7-8 ani aveai... Prima medalie. Prima medalie? La ce categorie? La sub 6 ani. Foarte frumos! Ai obținut deja la 6 ani rezultate, dar apoi la campionatele naționale, acest rezultat la sub 12 ani a fost primul, pe locul întâi? Da, din fericire, și m-am simțit foarte bucuros să am parte de această experiență. Adică ai mai avut medalii, dar a fost pentru prima dată când ai fost chiar campion național la șah blitz. Îți urez succes la anul și la celelalte categorii, la șah rapid, șah clasic, deslegări, de ce nu? Îți plac deslegările? Da, fac zilnic, în fiecare zi acasă, pe calculator. Te pregătești pe calculator, dezlegi probleme. Cam câte ore în medie te pregătești tu la șah? Pe zi, aproape o oră în fiecare zi, numai deslegări. Da. Mai și joc vreo 2-3 partide. Plus antrenamentele de la club. Da. Și vreo jumătate de oră îmi analizez fiecare partidă. Oh, minunat! Ai capacitatea de a te uita și pe partidele pe care le-ai pierdut? Sau imediat după e dificil? Încerc să înțeleg de ce am pierdut, nu mă simt deloc bine când fac greșeli cam majore, așa că încerc să nu se mai repede deloc. Da, este foarte important să ai această putere, să te uiți chiar și atunci când ai greșit, pentru că este, noi știm, șahiștii avem această presiune, mai ales când analizăm partide pe care le-am pierdut. Ai preferat să nu le analizezi, dar este foarte bine că faci acest lucru, pentru că din greșeli învățăm și atât timp cât nu le mai repetăm, rezultatele mai bune vin și s-a dovedit și în cazul tău că ai obținut prima medalie de aur, da? Titlul de campion național. Ce planuri ai? Unde ți-ai dorit tu să ajungi în șah? La ce titlu? Cred că maestru internațional. De ce nu mare maestru internațional? Momentan sunt cam, sunt cam ocupat cu școala, așa că a trebuit să o mai domolesc. Ți s-a spus că ai alocat prea mult timp șahului și este momentul să te ocupi mai mult și de școală. Așa este, ești la o vârstă la care trebuie să te ocupi și de acest aspect până când vei intra la liceu, dar eu văd potențial pentru a ajunge la acest tipul de mare maestru internațional, pentru că ai fost între cei mai buni juniori ai României. Îți urez mult succes în continuare, Cosmin, și te-aș ruga să ne și arăți poate un final de partidă. Cu siguranță, da. Mulțumim, Cosmin, rămâi, te rog, alături de noi. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Încrederea în sine este foarte importantă pentru a câștiga. Este mai bine să-ți supraestimezi perspectivele decât să le subestimezi. Iar acum să vedem un final de partidă pe care a jucat-o Cosmin. Unde s-a jucat această partidă? La Weekend Shahis Bucureștean. Aici adversarul este la mutare, negru, adică, și tocmai acesta tocmai a mutat mutarea F5, atacând în tura.
aceasta, consider eu că este greșeală. În această mutare, lăsându-ne numai două opțiuni rămase. Ori să ne ferim tura, care este mutarea mai pasivă, ori să ne ținem de plan și să atacăm pe flancul regelui. Eu am ales aici mutarea, calea G6 șah, cu șah tură și cu pion în plus, deoarece negru nu poate lua cu pionul la G6, deoarece așa G6, dama A6 șah, rege G8, dama ia G6, rege H8 și tură H4 mat. De aceea, negru nu a mutat așa ceva. Practic ai putut să dai șah cu acel cal pentru că nu putea să captureze cu pionul, da? Și ce a jucat negrul? Negru a mutat rege la G7 și ne lasă atât ura cât și calul atacate, așa că aici a mutat cal E7, care atacă cât și dama și tura, atât dama cât și tura. Și aici negru a mutat dama de 7 și ferește dama din atacul calului. Dama G5, ne aducem dama în atac cu tempo. Rege H8 la loc. Turn E6, ne ferim din atacul pionului. Turn C8. Și aici cal G6 șah. Aici aveam și mutarea dama A6, care ducea la avantaj material mai mare, dar am ales calea mai sigură, deoarece la H ia G6, dama H6, este obligat să bage dama în față la H7, dama ia H7, rege ia H7 și turn ia E8, care rezultă la avantaj material. Aici negrul a cedat, deoarece nu mai are mutări disponibile cu nebunul și negrul tocmai a pătruns în tabăra lui. Da, după schimbul turnurilor rămâi cu acel turn foarte interesant. Mulțumim mult, Cosmin, felicitări pentru această partidă pe care ai câștigat-o și te-aș ruga să ne și propui o diagramă. Cu siguranță! Iar acum diagrama propusă, doamnelor și domnilor. Cosmin, ce le propui fanilor emisiunii? Eu îl propun pe spectatori să găsească matul acesta compus din două mutări. Practic să găsească mutarea albului, nu? Pentru da. Care la orice răspuns avem un mat. Da. Pare o diagramă foarte interesantă. Mulțumim pentru această propunere, Cosmin. Mult succes la competițiile viitoare. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă invit să ne trimiteți rezolvarea diagramei propuse de Cosmin pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Așa cum ați văzut astăzi, am acordat o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Până data viitoare, nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașu.